În conformitate cu reglementările legale în vigoare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu are obligații de rambursare a cheltuielilor suportate de asigurații din resurse proprii pe durata spitalizării pentru achiziționarea materialelor sanitare sau a dispozitivelor. Spitalele sunt obligate să suporte pentru asigurații internați în regim de spitalizare continuă și în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare și investigații paraclinice, potrivit CNAS. În situația în care asigurații pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secția în care aceștia sunt internați și avizate de șeful de secție și managerul spitalului, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare și investigații paraclinice, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli. Rambursarea lor reprezintă o obligație exclusivă a spitalelor și se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii, precizează oficialii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.